Încă 4 elevi din județul Dolj au fost eliminați vineri când a avut loc ultima probă a examenului de bacalaureat. Toți provin de la licee din Craiova. 5.922 de candidați din județul Dolj au susținut proba opțională la o disciplină la alegere. Dintre aceștia, 507 au absentat. Dintre cei 5.415 prezenți, din nou, 4 au fost eliminați. Este vorba de 2 elevi de la Liceul Matei Basarab, care participau la centrul de acolo, un elev de la centrul de la Colegiul Tehnic Energetic și încă un elev de la Liceul Tehnologic de Transportul Căi Ferate, acolo unde și miercuri am avut situație de eliminare. În toate cele 4 cazuri de astăzi a fost vorba de existența telefonului mobil și a sistemului hands-free. În ceea ce privește subiectele, elevii care au susținut bacul la biologie au spus că au fost ușoare. Dificultăți au întâmpinat cei care au susținut proba la logică și argumentare. La ce ai susținut astăzi bacalaureat? Am susținut proba de logică, comunicare și argumentare. Și cum ți s-au părut subiecte? Destul de greu, foarte greu, nu știu ce să zic despre rezultate. Eu sunt olimpică la logică, am participat la faza națională și mie mi s-a părut destul de dificil, nu știu ce să zic despre colegii mei, cred că va fi următoarea. La biologie au fost subiectele foarte ușoare. Ai avut emoții pentru această probă? Chiar nu am avut emoții. Aștepți la un rezultat mare? Da, foarte bun. Cam cât așa, aproximativ? Nu știu, nu am pretenții, dar o notă cât mai bună. A fost vreun subiect care te-a pus în dificultate? Nu, au fost de cultură generală, chiar nu trebuia să studiem foarte, foarte bine anatomia. La biologie. Nu prea ți-aduce aminte proba. Biologie, nu. Cum au fost subiectele? Au fost grele. Destul de grele au fost. La câte din cerințe ai reușit să răspunzi? La una. Și te aștept să promovezi? Mă descurc. Te aștept să promovezi? Promovez foarte mult. Ușoare. Cât ai reușit să rezolvi din cerințele de la examen? Le-am rezolvat aproximativ pe toate. Să sperăm acum că va fi bine. A dat 800 de euro. Te aștepți la o notă mare? Da, chiar mă aștept la o notă foarte mare. Unii dintre elevii prezenți au fost mai degrabă preocupați de distracție decât de promovarea examenului.